O casă din satul Sănătești, comuna Arcani, a luat foc în data de 26 februarie. Incendiul s-a extins rapid pe toată suprafața locuinței, cea mai probabilă cauză de producerea incendiului, fiind coșul de fum defect și neizolat corespunzător. Pompierii au fost sesizați despre acest fapt și au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale pentru lichidarea incendiului. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță zmurdă din cadrul detașamentului de pompieri Târgujiu. Pompierii militari constatând că incendiul se manifesta generalizat atât la acoperișul construcției cât și la interior, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Isugorj. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, constatându-se doar pierderi materiale.